Pentru că în această perioadă trebuie să limităm la maximum timpul petrecut în spațiile aglomerate, iată o serie de sfaturi de comportament la cumpărături, având în vedere că supermarketurile sunt locuri în care intrăm în contact cu alți oameni. Prima regulă și cea de bază este lista de cumpărături pe care o facem de acasă. Asta ne va ajuta să petrecem cât mai puțin timp prin magazin, dar și să mergem direct la rafturile care avem nevoie. Este indispensabil ca atunci când ieșim în spațiul public, inclusiv la magazine, să fim echipați corespunzător. În primul rând este vorba de mască și mănuși. Iar pentru cei care nu au mănuși la intrarea fiecărui magazin, ne putem echipa cu câte o pereche. Iar înainte de asta trebuie să folosim dezinfectantul. Și pentru că coșurile și cărucioarele pot fi o sursă de infectare, noi vă îndemnăm să folosiți o pungă. Pe lângă distanța socială care trebuie neapărat păstrată, trebuie să evităm să punem mâna pe mai multe produse, dar mai ales când e vorba de fructe. Și nu în ultimul rând, vă îndemnăm să cumpărați produse gata ambalate. Iar la final, străduiți-vă să achitați cu cardul pentru a evita să puneți mâna pe bani, întrucât ei pot fi o adevărată sursă de infectare. La intrarea în casă este necesară dezinfectarea hainelor și a încălțămintei. Specialiștii recomandă să facem acest lucru de fiecare dată când revenim dintr-un spațiu public. Ceea ce ține de haina exterioară, haina groasă, de dorit să lăsăm să aerisească timp de 24 de ore undeva la balcon. A doua zi când ieșim, să luăm altă haină. Deci să le rândunim. Dacă este posibilitatea de a fi spălat, evident că este de dorit să fie spălat. Virusul este foarte instabil la temperaturi mai înalte, de la 50 de grade în sus. De dorit, de fiecare dată, când intrăm în casă, pentru că noi nu știm pe unde am fost, pe unde am umblat, să prelucrăm încălțămintea cu o soluție pe bază de clor. Când ne întoarcem de la magazin, se recomandă ca fiecare produs să fie curățat, iar o atenție deosebită trebuie acordată fructelor și legumelor. Punga în care am adus produsele trebuie dezinfectată sau aruncată. Cel mai important la spălatul fructelor e că acestea trebuie să fie clătite sub apă caldă sau chiar sub apă fiartă. Iar pentru a fi sigur că toți virusii au dispărut, trebuie să punem fructele timp de 2 ore la rece. Regula de bază recomandată de toți specialiștii în această perioadă este spălarea mâinilor cât mai des cu apă și săpun și folosirea soluțiilor dezinfectante pe bază de alcool.